Salut tuturor, numele meu este Marius și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi o să facem un glitch pentru a zbura tot meciul și o să câștigăm un meci folosind acest glitch. Și dacă mai vedeți videoclipuri, deci dați acolo un like, să suntem la acest videoclip peste 100 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, nu uitați să dați mie un follow pe Instagram pentru că mă ajută extrem de mult. Și fără alte adăugări, hai să dăm drumul la videoclip. Primul locație în care o să mergem, băi și fete, este fix Common Cover. Cam fiecare videoclip m-am uitat zilele trecute la videoclipurile mele și am văzut că în fiecare videoclip, la începutul videoclipului, vin fix în această locație, așa că hai să mergem și în videoclipul acesta. Însă, în acest videoclip venim cu un scop, venim să deschidem safe-ul pentru că avem nevoie de foarte, foarte multe gloanțe, în special de gloanțe de shotgun. Așa că în videoclipul de astăzi suntem cu ochii după gloanțele de shotgun. Uite bossul acolo, îl omorâm. Și bum, l-am omorât. Perfect, hai repede să luăm keycard-ul de la el. Luăm și SMG-ul că nu l-am omorât degeaba, vorba aia. Și mergem să deschidem repede safe-ul. Unde ce au venit toți pe mine acum, li s-a pus pata pe mine. Pe că au venit pe mine că le-am omorât pe șeful. Ei, frailor, eu sunt șeful vostru. Luăm gloanțe din ammo box-urile astea, uite mai avem câteva și în partea asta, multe gloanțe de shotgun, asta vreau să văd. O, shotgun legendar, let's go! Ia și gold de aici pentru că o să avem nevoie și de gold și aruncă pești ăștia. Perfect! Dăm gold-ul și mergem prin, de fapt dăm ăsta și acum mergem prin WC-ul. Bă, nici acum n-au ăștia hârtie, mă, frate, bă. Dar le-am zis videoclipul trecut, mă. Puneți, mă, frate, hârtie, că mă astea ce omul la WC, bă. Nu, uite și tu acum ce la curul meu, mâncate. Zici că sunt târnăfez la curul meu. Bă, dacă am văzut așa ceva, bă, o să le trimit e-mail la ăștia de la Fortnite, bă, să facă ceva în legătură cu asta, că nu se mai poate. Acum că tot s-a băgat înapoi jetpack-ul, o să-l folosim la glitch-ul de astăzi, așa că mergem pe o navă. Să sperăm că o să-l găsim pe nava asta de aici, dacă nu mergem pe altă navă. Și merge să facem rost de jetpack. Am văzut și un player acolo sus pe navă, așa că trebuie să avem grijă la el. Perfect. Avem jetpack? Avem pe naiba. Aici nu. A, uite, avem la ușa aia acolo, perfect. Opa, dar am văzut aici. Nu! Player, bă, player. Dă-mi corona. Mori. Mori. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ăsta e plin? Da, e plin. Uite și pe ăsta. Pleacă, bă, ăsta de aici. Uite la nebici ce să te ia în sufletul meu așa. Să lutăm de aici. Facem rost de gloanțe de shotgun. 94 de gloanțe avem momentan, însă tot mai ne trebuie. Ăsta e plin, mă. Da, 100%, 100%, perfect. Și acum mai trebuie să mergem într-o locație. Mai exact în locația asta de aici. Nu vă las de mine, că n-am locațiile deblocate, însă sunt pe alt cont. Uite player. Wow! Ia-ți boss-ul, mă, ești pe mine? Wow, tranquila. A pupa, frate. Cred că am încercat să bubuie mașina asta, să dea în asta, cum se numește, în benzinărie, ca să poată să mă omoare. Da, când vrea să mă omoare el pe mine? Am pupat, let's go. Aveai și tu gloanțe? Aveai câteva, așa, dă uși, chiar aveai. Așa cum am venit în locația aceasta, va trebui să mergem să căutăm un NPC. Dar nu prea, a, uite-l acolo, perfect. M-am panicat un pic când nu l-am văzut. Uite, văd și loot pe aici, hai să mai și lootăm. Materiale, perfect, gloanțe. Mergem la acest NPC și din păcate va trebui să renunțăm la shotgun-ul nostru legendar și să luăm acest shotgun. Pare rău, grasule, stai grijă de tine. Te pupă, tati. Și ce credeți, am găsit acest vending machine cu shotgun și putem să cumpărăm cum se numesc, gloanțe de aici. Putem să cumpărăm? Gata, 152 este maximul, perfect. Și acum ca să facem glitch-ul va trebui să mai așteptăm puțin să se micșoreze zona. Pentru că cu cât este zona mai mică, cu atât putem să trollăm playerii mai mult și cu atât este glitch-ul mai eficient, să zicem așa. Uite aici, se bat. Opa, hai și noi. Ce faci, băi, nebunule? Ia, uite-l, doamne. Hai că ai construit, dacă e. Hai bine, stai naibii, potolit. Ia să vedem unde sunt băieții. De acolo văd niște construcții, cred că acolo sunt, nu? Ia să vedem.
Ia uite-i, ia uite-i pe nebuni. Și tu? Și tu? V-am spart, băieți, v-am pupat. Oh, dăm sniperul ăsta, că poate încercăm ceva trickshot-uri. Let's go, frumos. Oh, low player. A, uite-l, bă. A, uite al naibii unde stătea, bă. Al naibii, bă, dați, și eu nebun, bă. Vedeți ce o cheamă? Vedeți ce o cheam? Ehe, și eu nebun. Te-am pupat și pe tine. Bă, numai 198 de dau la ăștia. Acum vreau să mai văd câțiva peri, să fie așa strângi la un loc, ca să pot să fac glitch-ul ăsta, să încerc niște trickshot-uri pe ei. De acolo pe ăla. Aolo, bă, n-am vrut, bă, scuze, n-am vrut, scuze, să mură dacă am vrut. E, bă, eu am vrut. Am ținut strâmb. Uite-i player aici. A, și noi? Hai că mai bine într-o geam, vreți să vă mint? Am urât ăla? Aolo! Deci glitch-ul ăsta este super, super bun pentru că zburați în continuu aproape. Nu mai văd pe ăsta. Nu ne-a pasat dus, mă, fraților, ăsta. Ah, oh, cât aproape a fost hit-ul ăla. Ah, fuck. Bun, bă, du-te, naibii, de aici. Dar oricum, tot trickshot vreau să-i dau l-ăsta. Hai să încercăm să ne suim undeva sus. Oricum, avem avem shotgun-ul ăsta cu care putem să ne scăpăm de falling damage în caz că o să ne dărâme fraierul. Știi ce facem? Facem schema 1000-2000. Fiți atenți. Ne distrugem. Wow. Hai, bă. Nu, n-am glanțe. Mori. Let's go, mă, băieți, mă, let's go, mă. Bă, deci chiar e bun glitch-ul ăla, deci puteți să zburați în continuu aproape cu el. Deci dacă mai aveți videoclipuri de genul, dați acolo un like, să strângem la acest videoclip pe 75 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, să rămâneți pe pățelul și până data viitoare, eu am fost Mario. Pa, pa!